Arbitro, arbitro, ti, lupta! Începe partida dintre Alin Constantin, unui și Albastre și Emilian Sergiozan. Ambii luptători au 22 de ani. Lovitură înaltă a încercat Sergiozan și a dat seama Constantin și a făcut pas în spate. Ripostează și bucureștanul cu același gen de lovitură. Croșet de dreapta lui Sergiozan, a ripostat stânga-dreapta repede Constantin. Puțin mai înalt Ardeleanul în dreapta imaginii. Ce frumos lovește și bucureșteanul. Ambii sunt tehnici din ce n-au arătat până acum în primul minut. Lovit sub centură Alin Constantin. Luptă! Dă senzația Constantin adversarului că poate să îi pună ritmul, dar imediat ripostează. Data bucureșteanul stânga-dreapta pe garda adversarului. Ce serie de croșee! Pas în spate pentru Sergiozan, mă primește și un picior în cap. Cea mai bună serie pentru Alin Constantin în primele două minute ale partidei. L-a surprins pe Emilian Sergiozan cu cavalcada de croșee. A doua oară Sergiozan avertizat de arbitru să lovească mai sus. Acum chiar se resimte Alin Constantin. Ce explozie a avut pe combinație bucureșteanul. Așteptăm și replica bistițanului. Altă luptător de gardă inversă Sergiozan ține stânga în spate. Amenință, tatonează cu directa de dreapta, se spune lui Sergiozan. Nu-și găsește cadența la pași și nu poate să intre în combinație. O face Alin Constantin, care din nou se duce peste adversar, care pe la urmă nu mai rezistă și dă și el drumul la brațe. Combinație braț-picior din partea lui Sergiozan, care echilibrează puțin partida. O frumusețe de meci până acum între Constantin și Sergiozan. Stânga-dreapta pentru Alin Constantin. Middle kick blocat de Sergiozan. Directa de stânga și apoi lovitura de genunchi Emilian Sergiozan. Vrea să-i taie calea adversarului, îl ține în colț pe Constantin. Stop! Luptă! Mai multă mișcare în ring se cere lui Sergiozan. Și se termină primele 3 minute ale partidei între Alin Constantin și Emilian Sergiozan. Aplaudați acei doi luptători pentru ce ne-au arătat în prima rundă. Mare lucru dacă vor avea energie să ducă partida de asemenea manieră. Ar fi ceva unic până acum la această gală. Andrei Mircea, antrenorul lui Alin Constantin, de partea cealaltă Ionel Burtuhos pentru Emilian Sergiozan. E pregătit? Colț albastru.
Luptă! Lovitură înaltă încercată Sângiulzan, a blocat cu antebrațele Constantin, acum o scădere de nivel din partea bucureștanului. Au trecut 30 de secunde din runda a doua. Luptă! Lovitură cu genunchiul din săritură Sângiulzan, se apăra Constantin, care acum încearcă să iasă în laterală, da? Postează Alin Constantin, dar îl ține la respect cu loviturile medii de picioare Sângiulzan, care pare să-și fi revenit după momentele mai dificile din prima repriză. A treia oară Alin Constantin lovit între picioare. Acum chiar se resimte bucureșteanul. Are dreptate, Alin Constantin, foarte bună reloarea colegilor noștri. Lupta! A fost lovit în zona inghinală. Cât de lejer ridică piciorul din față ambii sportivi. Aproape să cadă printre corzi Alin Constantin. A lovit din distanță mică Sângiulzan. Low kick-uri pe exterior Alin Constantin. La solvească la cap Sângiulzan. Acum se apropie, dă și cu genunchiul croșeu de stânga pentru Bistițan. Nou seria sa de croșee foarte bună pentru bucureștean. Acum este rândul lui Emilian Sângiulzan să fie lovit între picioare. Nu lovește Alin Constantin și cu piciorul drept. Acum ați văzut cum a lovit cu genunchiul într-o zonă interzisă. În regulă! Luptă! Intensitatea partidului a început să crească odată cu trecerea timpului aici la mix combat. Partia e în ce în ce mai spectaculoase și valoroase după ce Atila Cons l-a învins pe Ovidiu Hațegan. Acum avem această întâlnire între Alin Constantin și Emilian Sângiulzan, cei doi luptători sunt foarte tehnici. Tehnică bună pe brațe, dar și pe picior. Alin a lovit numai cu stângul piciorul din față. Nu l-a surprins pe Sângiulzan cu dreptul. L-aveți în imagine pe Andrei Mircea.